Românii care au credite, ale căror rate depind de robor, au o soluție pentru a ține valoarea acestora cumva sub control. Aceștia pot trece de la indicele robor la indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Doar că procedura, o să vedeți în materialul următor, nu este deloc una simplă. La un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pentru o perioadă de 30 de ani, ratele dependente de robor sunt cu circa 700 de lei mai mari față de anul trecut. Soluția pentru rate mai mici ar fi trecerea de la robor la indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Băncile nu vor însă să audă de așa ceva. Cu siguranță că va accepta mai greu o reeșalonare, adică o trecere internă între robor și RCC. Această reșalonare poate să nu fie acceptată, sau poate să fie acceptată mai greu, sau poate să fie acceptată cu niște costuri pe marja de profit ridicată. Instituțiile bancare nu au de ales, spun specialiștii. Procedura ar fi una ilegală să refuzi o asemenea cerere. Să refuzi, până la urmă, drept care derivă din buna credință în semnarea contractelor, nu înseamnă nimic altceva decât să ne întoarcem în 2015, ne aducem aminte de explozia francului elvețian și la declanșarea de zeci de mii de procese în instanță. Probabil că și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului să fie luată cu asalt. Românii nu se lasă bătuți. Un avertisment vine și de la BNR. Adrian Vasilescu spune că cei care fac acest pas ar putea cădea din lac în puț. IRCC-ul a crescut de la 1,17 la 1,86, deci cu 60% între două termene, va crește în trimestrul următor și în trimestrul următor și tot va crește și s-ar putea să te trezești peste nu știu câte trimestre că ai ajuns cu IRCC-ul peste rata roborului. Chiar dacă IRCC ajunge la 5% de la 1,86% cât e în prezent, ratele calculate în funcție de IRCC tot vor fi mai mici decât sunt acum pe roborul actual, spun specialiștii. Calculul a fost făcut de FinZoom, luând în considerare un credit de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani.